Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Că România a semnat cu Comisia Europeană acordul pentru finanțarea PNRR, adică aproape 30 de miliarde de euro pentru reformarea și modernizarea țării, guvernul și-a luat o serie de angajamente, astfel încât această modernizare, finanțată atât de generos de Uniunea Europeană, să fie și posibilă în fapt, nu doar în declarațiile politicienilor. Adică România trebuie să facă unele lucruri, trebuie să adopte anumită legislație ca să primească banii respectivi. Printre aceste angajamente și unul cerut insistent de ani și ani de zile de practic întreaga societate, mai puțin cei direct interesați, e vorba de reformarea sistemului pensiilor speciale, care s-a tot umflat în ultimele decenii, până când a ajuns să includă peste 1 milion de privilegiați, cu un cost de aproape 1% din PIB-ul României. Speculând acest sistem poros, plin de portițe, unii dintre pensionarii speciali din România ajung să ia pensii chiar mai mari decât salariile, sau chiar de la mai multe instituții odată, după care rămân angajați în sistemul public, de unde iau din nou salarii foarte mari și tot așa. Pensiile speciale trebuiau să fie o recompensă decentă pentru cei cu anumite tipuri de activitate riscantă sau cu cerințe aparte, dar au ajuns o jecmăneală a banului public. Acum liderii coaliției de guvernare par hotărâți să abandoneze acest jalon din PNRR, ar trebui adoptată legislație repede, în câteva zile, dar șeful PSD, Marcel Ciolacu, a spus chiar la un moment dat că nu se poate face acum reforma pensiilor speciale, deoarece, citez, s-ar depopula Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, Justiția, toate serviciile secrete din România. Am încheiat citatul. L-am sunat pe Sorin Ioniță de la EFOR, expert în politici publice. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum adică s-ar depopula structurile? Adică ce înseamnă asta? Rămâne fără polițiști pe stradă sau cum? Da, și fără servicii secrete și fără judecători. Cred că s-ar muta toți în privat, probabil, și s-ar face, nu știu, profesiile astea căutate, instalatori, zidari, conducători de combine agricole, știți că se plătește bine și nu sunt oameni. Deci sigur că așa ceva s-ar întâmpla. Dar pericolul e mult mai mare. Ați văzut că exact când discuția asta era în toi, domnul acesta de la Ministerul Apărării, destul de anonim el așa, venim cu un proiect să-i bage și pe civilii din sistemele respective la pensiile speciale. Deci nu că reduc numărul, dar ei vreau chiar să-l mărească. Da, asta a fost un lucru absolut surprinzător. Proiectul a apărut în plin discuție, scandal despre nereforma pensiilor speciale, dar a apărut total neadecvat. Oamenii ăștia nu urmăresc ce se întâmplă în societate, n-au nicio conexiune cu opinia publică. Păi nu, asta ne arată un lucru, deci să lăsăm gluma la o parte. Cred că există o dinamică internă, deci există o mare fragmentare în această coaliție, există un foarte mare joc la offside între ei, nu numai între cele două partide, dar probabil că și oameni din interiorul aceluiași partid, și s-ar putea ca ăsta să fie efectul marii coaliții pentru stabilitatea lui Iohannis. A mutat complet toată opoziția, tot este în interiorul coaliției de guvernamentale și oamenii încearcă, adică le e greu să se mai coordoneze între ei. Și episodul ăla la care ne referim este exact o dovadă pentru asta. Adică în timp ce unii trăgeau pe o parte cu Ciolacu, cu Budăi, cum să o facă, adică cum să mermelească chestia și să nu facă reforma pensiilor speciale existente, altul din partea elaltă, tot în partidul lor, fiind probabil presat de sistemul pe care îl conduce, de lobby-urile din sistem, a venit cu o chestie pe altă parte, fără să le spună ăstora, și totul să varsă în public. Deci să ne gândim și la chestia asta, că nu e așa o minte undeva care stă și plănuiește strategic în România, nici măcar lucrurile rele. Ci ele se întâmplă, apar, ca, așa, ca popcorn, sare din toate colțurile. Bun, recent Comisia Europeană a transmis guvernului, așa, mai degrabă neoficial, că propunerile de modificare a legilor care privesc pensiile speciale sunt insuficiente, că efectul este insuficient. Da. Acum, termenul ar fi cât până la sfârșitul lunii lucrurile astea trebuiau făcute, reforma trebuia inițiată. Ți se pare că mai există vreo speranță de respectarea acestui jalon?
Nu, nu, și nu mă surprinde, pentru că știam deja asta de un an de zile, nu de un an și ceva, noi vorbeam asta, că undeva între tranșa 2 și 3 lucrurile se vor împotmoli, pentru că te uitai pe matricea asta de condiționalități politice. Acum e reforma pensiilor speciale, dar după aia urmează reforma pensiilor generale, adică și ale noastre, care trebuie și ele realiniate, reînfășurate într-o anvelopă și trebuie răspuns la întrebarea ce faci peste 10 ani când ești de creței la pensie, să văd eu care politician se apropie măcar la un kilometru de problema asta pe care o evită, cum să spun, foarte conștiincios până în momentul de față. Pe urmă reforma salarizării funcțiilor publice, pe urmă alt, apar tot felul de jaloane dificile și noi știam că ei se vor împotmoli. Deci eu cred că de la început planul lor a fost, din 30 de milioane, de miliarde cât e PNRR-ul, dacă luăm 8, 9, hai 10, e bine. Deci cam ăsta este planul politic. Restul dă-le încolo de reforme, că nu o să ne riscăm pielea politic pentru ele. Și de aici încolo, din momentul ăsta, până la anul de alegeri în România, jocul politic devine cine și-a leapșa pentru cele 20 de miliarde care nu se vor mai lua. Deci nu se mai pune problema ce facem ca să le luăm, ci încărca cui pică. Și aici va fi multă ingeniozitate. Vom vedea concurență, retorică, lobiși plătiți, capete vorbitoare, dar dinamica asta va fi. Bun, banii ăștia nu sunt doar așa că intră în cont, ei înseamnă reformarea României, înseamnă probabil asigurarea unui alt tip de progres, ceva mai, mai stabil, așa, mai bine conturat, în afară de, credeți, adică ar putea avea consecințe politice? Refuzul liderilor politici de a face totuși aceste reforme? Consecințele politice, deci de la acest fiasco, care este o chestie obiectivă, până la consecințe politice, se interpun un filtru și acel filtru este politica, campania, ceea ce se spune în campanie, deci este retorica și depinde fiecare cum va juca mai bine acea retorică. Consecințe politice vor fi, dar v-am spus, în momentul ăsta concurența este cum să faci să nu fie la tine, în ogradă, la tine partid sau la tine grup din interiorul aceluiași partid. Deci să cadă pe colegul, să cadă pe ăilalți, pe peneliști, să cadă pe useriști, pe oricine, pe udemeriști, nu cade. Cam asta este dinamica de aici înainte și banii ăștia care intră, cum spuneați, nu vin neapărat pentru niște proiecte, spre deosebire de celelalte fonduri structurale, de care nici n-am apucat să vorbim, că, ca dovadă cât ne interesează. Dar ceva se va întâmpla, se va adânci, adică nu vei putea finanța deficitul ăsta dintre încasări și cheltuieli, care și așa e mare în România. Și a rămas mare și există bugete proiectate care au luat în calcul inclusiv aceste încasări din PNRR și dacă încasările nu vor mai fi, se cască acel deficit, cu toate consecințele pe care le știm. Mulțumesc. Imediat scumpirea finanțării României, deci creșterea dobânzilor și pe termen lung, uite, cum uitam acum la televizor, e subfinanțată calea ferată, de-aia să bușesc locomotivele. Da, e subfinanțată, dar ce sector nu e subfinanțat? Educația, sănătate, care e suprafinanțat? Niciunul nu e. Da, fascinant e că ar exista bani pentru asta, vreo 30 de miliarde de euro, dar desigur sunt reforme care sunt costisitoare pentru unii dintre cei abonați la banii statului. Mulțumesc foarte mult! A fost în direct la Deșteptarea Sorin Ioniță, expert în politici publice de la EFOR. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.